A început campania trimestrială de colectare de șeuri voluminoase în zona 0 Ghizela. Campania este organizată de retim împreună cu Adi Timiș și se desfășoară în perioada 1 aprilie 30 mai. Din zona 0 Ghizela fac parte localitățile Lugoș, Buziaș, Recaș, Balinț, Bara, Bogda, Buldur, Brestovăț, Chevereșu Mare, Coșteiu, Criciova, Darova, Găvoșdia, Ghizela, Nădrag, Nițchidorf, Racovița, Sacoșu Turcesc, Secaș, Știuca, Topolovățu Mare, Victor Vlad de la Marina și Belinț. Cetățenii din localitățile menționate pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile voluminoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare și între orele menționate în tabel. În cadrul acestei campanii se pot preda deșeuri voluminoase precum mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți și cabine de duș.